Am onoarea să vă prezint o iapă, e 8 ani la primăvară. O iapă românească. Nu-i corpită, nu-i nimica. Iapă originală pe România. De mașinile de vină. Tanta e apă, te mi-ai sunat lui. O iapă care valorează pentru mine toată stima. Neagră, curată, fără un pic de albă e. Unde plac la negustori. Oameni de casă, Un pic că este cam murdar ca aia mucă sărbătorile, dar nici nu-s mai curat, uite. Ce să zână? N-am avut vreme acum de cafola curindat, am avut alții pe... Dar după sărbătorile o să-i... E o problemă aici. Tata. Uia, pe elegant. 8 anișori, gestantă, cu armăsar meu roșu, ce a fost filmat primul. Mânzagele aia am vândut-o. La Baia Mare. La domnul Lucian. Care mânză? Agraria. Du-te, mă. Da. Înseamnă că ai dat-o pe... Ai dat-o bine, înseamnă. Am dat-o foarte bine, deci... Eu îți mulțumim. Cum am dat? Dacă ai, eu plăcut la domnul. Am zis că să-i fac un mic cadou de sărbători. Că acum am dat-o de o săptămână, nu? De o săptămână? Da, da. Deci, îi mulțumim domnul de e până în capăt. Cum vin ce scăp umblă coptii cu e, pot mere să joace, să-i dea drumul, deci... A, e cu învățată după noi. Nu știu, nici nu m-am jucat mult cu ea, da? M-a zis Stelica, noi nu n-o fă tată într-o înghează, fă tată în expoziție mânza, păi... Nu. Și pe soră s-am dat-o aia de 4 ani. Tăi mânză gestantă, tăi din ea. O soror de mamă. Când ai dat-o? Într-o zi le-am dus pe amândouă. Acum, o săptămână? Da. Și pe sora ei, cea de 4 ani, unde ai dat-o? În ce zonă? La Baia Mare. Tot la Baia Mare? Da, la un domn. Acolo sunt oameni cu bani. Da, da. O mânză de pădure. Eu vreau să-i mulțumesc la domnul Mihai din Germania. Un domn adevărat. Nu-l cunosc pe domnul, dar aș vrea să-l cunosc. Mi-a trimis mai de vreo lună încă un rând de zăbele. Acum mi-a trimis mai speciale. Un rând de zăbele. Chiar vreau să le și arăt. Asta e apă cu mingiutile. Uitați, sigilate, tot. Eu le desfac, nu pot să fac până acum. Asta e satale, că celălalt este a lui. Bazatul celălalt. Uitați, un rând de zăbele adevărate. Mulțumesc la domnul Mihai din tot sufletul. Stanțate. Stați aici, ahu, pace. Haide. Ceva zăbele adevărat. Este de inox. Nu se pune până să rușinească. Adevărat zăbele. Dacă vreodată va avea domnul Mihai drum în România, chiar în loc să vină până, rog, să vină până la mine la casă, la animale, la fermă, să vadă oile, să vadă cai, vacile, să vadă colecția mea de clopote, că și eu am câteva, numai nu le pe arăt așa, da? Domnul Costel ar ști să ne spuie mai bine, păcat că nu-i cu noi. Chiar acum de sărbători am cumpărat de la cineva un clopot cu 100 de euro. De la Pătrâni. Vreau să-l văd. Vezi că va fi concurs de clopote și... Am auzit. Vei veni? N-ai ce face? Vin, dacă trebuie să vin. Clopotul o să fie pe mânză, care va deveni scosă imediat. L-am și pus pe ea, acum să facem inaugurarea. Ai pus clopotul pe mânză? Da. Bun. Deci e clopot adevărat. E bătrân. Da. Și trebuie să mai mi-aduc încă 4 ștanțate de 80 de ani clopote. Că și eu tot le cumpăr așa, pentru că m-am pus să le vând, tot ele vând într-o zi.
Poate... Dar nu știu că n-aș fi treaba aia. E, dar vezi că poate le cumpără domnul Costel de la tine. E, dar nu știu că n-aș fi treaba să le vând. Eu n-am zis că le vând mâine, că n-aș fi treaba să le vând, pentru că le vând. Dar încă nu le vând. Da. Deci, uitați-vă belele. Foarte special, huie. Bucură-te. Îi mulțumesc din tot sufletul la domnul și chiar în loc să vină pe la mine dacă are drum pe România. Eu mă duc, că mai avem de prezentat. Și ca bătrânii să treacă mașina, numai că mă duc. Lasă-o și un pic. Jesus Cristine, are poziții pe el. Are distanță între picioare pe față. Hai, tata. Doamne blonde. Oh. Numai acum îmi ieșit mișit. Hai, încoace. Oh. Oh. Ce zis? Să și pui ea singură. Ăla e clopoțelul. Da, da. Și mai am un. Două clopoțele. Da, da. Nu-l poți, nu-l poți la jos să-l vedem așa, ai? Oh. Oh, blonda. Nu-i curau acum ar trebui. Auzi? Ia ce frumos e rău. Nu-i curau acum, trebuie să-l sun pe domn Costel, să-l sun pe domnul Oros. Să duc să-mi pui și mie. Pe trei curele acolo. Am și eu două clopuri de treabă pe lângă mine. Hai cu tata să-l pui înapoi. Hai. Să-ți pui lănțucul înapoi, tata. Da, asta-i nimică. Asta stă ea, nu te să-l pui. Nu trebuie să bat doi pare acolo pe unul să-l ții așa legată. Hai. O iapă care va deveni și de frumusețe, și de muncă. De tot ea vine mașina să așa. No. Ioi, ce fain. Hai. Hai. O blondă. Da. Uite, Cristine, o poziție, o îngâtă. Parcă e armăsar. Bucur. Pasta și pe neagră am zis că nu le dau. Ce nu-i de vânzare de la mine din trupă asta și neagră? E, dar dacă vine omul și oferă geantă... O vini și m-o suna, dar asta și neagră... Nu. Deci asta mânză, dacă se va vinde, e numai într-un loc să, o să se vândă, dar nu știu când. Deci... Are gât mânză, uite, deci... Hai să-l... Întoarce-o pic așa, să mă dă gât. Oh. Stai aici. Oh. Un pic de frumusețe de mână. Oameni alte. Oh. Și am dat eu la Dorel un sac de bani.
Un sac de bani am dat. A nu-mi pare rău. Asta e din Bruno, așa ai? Din Bruno și dintr-o ea pe blondă de-a lui Dorel. Și am o mama, Ila. Ila, domnul Dorel? Da, da, nu o dă domnul Dorel. Cu minte, ucure. Acum o să-i caut un armăsar blond. La primăvară s-o duc la un armăsar frumos blond, cu ame albe. Păi fii atent, Marius. Păi da, o să solicit pe domnul Marius la blondul lui. Vine și acasă. Să scot. Ca pe din doi blonzi, dar eu scot eu negru, mă, să fie comos, așa-i? Da, da. Și pintenat, a? Păi da. Am nu ne complicăm cu gâște. Dacă noi avem rață, nu ne complicăm și cu gâște. Suntem curați. Uite aici ce șele bune are. Ucute. Nice tare. Pic de energie are. Stai că vine mașină. Primează-i partea asta așa. Și cum zice, de-a ce mi-o la doctorul sânge? Hai bă, cu mașina ta. Doamne ajută! E elegant, hai da. Hai, nu așa încetul. Ca bătrâni, mi-e. Stați-i, Cristina, cum e așa ca și eu un cățel micuț. Uite, nu-i bolul. Poziția ta de picul, hai să mergem, gata. Îți mai aduc o blondă. Te cu sânge ca așa stai. O mânză de 3 anișori la primăvară. Wow, wow. Gestantă. Oh, no. Oh, Brenda. Mânză gestantă de 3 ani. I-a fătat cu prințul ce-a fost la domnul Dorel, la domnul Miclea, ciocolatiu. Pentru că e din roșu meu și apoi n-am montat-o cu tatăl. Hai. Oh, no. Hai aici. Ce energie au ei, mă. Oh. Da, deci 6 de vânzare, dacă se găsește un potențial cumpărător, nu se pune problemă. Oh, blonda! Da. Ce caldă! Oh. Oh. Da. Îmi place firma de rușine, bă, da. Oh! Oh, știi cum e, nimeni? Brenda, oh!
Și aia le bune mânza. Stai să-mi dau și pe partea asta. E ciucru și să nu geoată oamenii. Hai cu tata. Hai, blonda. Iar ca asta mă dresez, vine într-o lături după mine. Hai să mergem în jos. Mașina să le legi o altă blondile, să vezi cum circulă pe. Blonde, cum omul găsești? Albitura de la fel. Asta e de 3 ani, aia e de 2 la primăvară. Da, să stă la prima, face 6. E gestantă mânză. Dacă se găsească un potențial cumpărător, vai de mii. Turigne. Turigzâne. Dintre un om serios, cum se spune, nu? Văzut, plăcut și luat. Hai. Ne. Să-l așe hai! Da, mere, mai vine prezentat. Hai! Și mai am o blondă. Asta nu se trage din linia mea de ca asta e cumpărată. O ia pe frumusică. Dar e tare bună de la lucrurile. Știi că am avut eu calul acasă, negru. Și o să domn Costel să-i dau clopotul. Da, l-am dat pe ăla și l-am luat pe el. Schimb? Nu, ăla l-am dat pe bani. Și pe asta am, tot, am schimbat cu mânzul ăla negru cu ferinar. Știi că am avut... Am trecut de sărbători ori mânz, când ai venit cu domnul Costel.
informații. Armăsarul. Poate, dacă ne uităm pe filmare, poate că îl vedem. Că dată l-ai filmat. Așa, apoi un băiat de aici din Aluniș. I-a plăcut? I-a plăcut, mă, să ții de armăsarul. I-am tomnit la târg. Da, e foarte cuminte că e puța deci asta. Deci asta, da, deci asta am căpătat de la bunic cu foarte mulți bani. Dar nu o dau. Că pot umbla oricine cu e, e cuminte, e gestantă, ia pe armăsarul meu. Are cauteaz, ori, e bună ea. Se vede că ai mai muncită față de cealaltă. Numai asta e poctăvită de iarnă. Uptă. Uptă. Da, da. M-am murdare, nu să... Vede. Nu ia apă de casă, nu ia apă, mă, să duce frumusețe și nu știu ce. Ia apă de lucru. No. Nu ia apă să duce de să merg la expoziții și... Și eu ia apă... Uite, și atât. Mare că ai să se face la mine lonțul. Asta e bugăt. Da, da. De ce să vă mai spui mai mult? Atâta. Ia apă, nu e vânzare. Deci o ia pe cuminte. Nu o face un mânzug, nu mare, să zic că o ia de la ea, un casă. Da, un mânzug așa, pentru un copil. Și să găsea și lui un potențial cumpărător, nu-i problema. Hai, hai. Da, filmează și găinile, și găinile. V-am zis să-mi cumpăr un potos galben, că el e sus și apoi am un numere. Cum, da, să montez sur cu el numere. Că... Din câte știți, eu am oi, am vaci, deja avem nicuți. Noi deja bai sărbători, că nu avem vreme de sărbători. Așa ne-e un picuț, dar nu mult tare. Asta e fătată de acum de dimineață, o fetiță. Aici. Asta e fătată de aseară, să amândoi. Stai pe jos. De dimineață am început activitatea. I-au dat drumul azi dimineață. Aici, piti. Biguț. Aici. Piticilor. Eu cred că... O, nimic, mă, ce a spus, mă, de... E nici, mă. Hai și aici. Ce să zicem? Cu ocazia sărbătorului de Crăciun, doresc să mai închin un pahar de vin pentru toți oamenii, pentru toți crescătorii. Și ce să zic, multă sănătate să vie la colindat și le mulțumesc că s-au uitat la filmarea cu Caidi. A avut răbdare atâta să se uite la toată filmarea, cum am prezentat eu, cum... Na, ce să mai zic de atâta. Doamne dă sănătate și Crăciun fericit și vă aștept la colinda. Pui și înapoi, mă, că e cam greu. Ce să zic mai mult? Îi aștept cu toată stima și respectul la colindat pe toți oamenii care mă cunosc și care mă iubesc. Ce fac? Mai multe să discuță la fața locului.